De la secretizarea dosarului Șor pe portalul instanțelor a trecut mai bine de o lună, timp în care autoritățile responsabile de această situație își pasau vina reciproc. Aseară l-am contactat pe șeful Inspecției Judiciare de pe lângă CSM pentru a vedea dacă cineva se face vinovat de situația creată. Nicolae Clima ne-a declarat că inspecția nu a cercetat cazul, dar susține că angajații judecătoriilor sunt obligați să publice datele despre ședințe și pe portalul instanțelor. Toate informații cu privire la ședințe de judecată sunt obligatorii de a fi publicate în programul integrat de gestionare a dosarelor și respectiv în portalul instanțelor. Iar despre argumentul invocat de Curtea de Apel Cahul, precum că informațiile nu apar în agendă din motiv că dosarul lui Șor este examinat cu ușile închise, Clima a menționat că acesta nu poate fi un motiv. Ceea ce v-au informat Curtea de Apel nu este corect. Caracterul ședinței de judecată, adică că este public sau secret, este cu totul altceva decât publicarea informației cu privire la dosar, cu privire la desfășurarea ședințelor. Ședințele, în mod obligatoriu, sunt publice și nu are nimic comun publicarea informației respective despre ședințe cu însă ședințe de caracter public sau caracter închis. Funcționarul însă ne-a recomandat să revenim și astăzi cu un apel, timp în care urma să se documenteze suplimentar. Astăzi a declarat că informațiile despre dosarul lui Șor au dispărut din cauza unei erori tehnice. A spus că a fost o chestiune de ordin tehnic, așa mi-a explicat mie la Curtea de Apel, de ordin tehnic, datorită faptului că este bifat în ședința secretă, el nu dă posibilitate de a accesa alte informații. Și în caz... chestiuni legate de program. Dar ei astăzi trebuie să înlătură deficiență. Nicolae Clima a mai precizat că în curând problema va fi remediată și președintele instanței a confirmat că ședințele de judecată vor fi publicate pe portal în cel mai scurt timp. Informațiile privind agenda examinării dosarului Ilan Șor au dispărut de pe portalul instanțelor în luna ianuarie. Atunci, președintele Curții de Apel Cahul a declarat pentru TV8 că informațiile au fost scoase intenționat la solicitarea Agenției de Administrare a Instanțelor, pentru că ședințele sunt închise. Programul a bifat că dosarul nu este public și respectiv au dispărut datele din agenda. Acest fapt însă a trezit multe semne de întrebare, din motiv că în prima instanță cauza la fel era examinată cu ușile închise, însă agenda ședințelor era publică. Ilan Șor a fost condamnat în iunie 2017 de către prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în legătură cu frauda bancară. Acesta se află în libertate până la pronunțarea unei sentințe definitive. De fiecare dată, Șor se declara nevinovat. Recent, Ilan Șor a câștigat alegerile parlamentare pe circunscripția uninominală din Orhei și devine deputat. Următoarea ședință în cazul lui Șor va avea loc abia în luna aprilie.